Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Ce vor plantele. Ne întâlnim cu mare drag cu dumneavoastră și în această seară și o vom face și miercuri, cum v-am obișnuit, luni și miercuri de la ora 18. Vă reamintesc, ora de difuzare a emisiunii live s-a mutat, deci ne urmăriți de la ora 18 în direct și în reluare luni și miercuri de la ora 22. Am făcut aceste precizări pentru că foarte mulți ne-au pierdut și ne scriu pe Facebook sau pe e-mail unde ne mai găsesc. Să sperăm că toată lumea va recepționa mesajele noastre și ne vedem în direct așadar luni și miercuri de la ora 18. Tot luni și miercuri ne întâlnim și cu invitatul emisiunii, doctor inginer Horia Ghibu, specialist în protecția plantelor. Bună seara, bine ați revenit! Bună seara, bine v-am găsit! Și cu dumneavoastră, cei care sunteți și doriți să aflați informațiile legate de sănătatea plantelor. Pentru dumneavoastră am pus la dispoziție și cele două numere de telefon, cele afișate pe ecran, unde puteți să intrați în direct cu noi. Alo, bună seara, vă ascultăm. Română. Bună seara, sunteți în direct. Domnul inginer, am și o întrebare la dumneavoastră. În septembrie am făcut un gazon, am săvânțat gazonul. Acum e foarte frumos, a răsărit foarte bine. Alo, mă auziți? Da, sigur, spuneți. Așa. Da, am acum multe frunze. Am vreo 2 mers și vreo 3 frunze în gazon și toate frunzele mi-e pe gazon. Mi-e și milă să intru pe el când îl văd micus ca perii așa de 2-3 cm. Ce trebuie să faci la frunze? Puteți să intrați pe gazon, nu este nicio problemă. Și eventual să mai lăsați încă o perioadă de o săptămână, două, să intre pomii în repaus vegetativ și după aceea să faceți tăierile care se impun și tratamentele în perioada de repaus pe care noi le-am recomandat. Asta am înțeles-o, dar pentru gazon, dacă rămân frunzele pe pământ. Nu este indicat, vă spun eu, nu este indicat pentru că va ninge și sub frunze se vor face mucegaiuri. Nu este indicat. Gazonul trebuie să rămână liber și curat și scarificat. În primul rând... greblați. Acum abia a ieșit, are 2 cm iarba, 3 cm. Mai cu seamă că este așa mică, dacă rămâne iarbă pe el, veți avea probleme. Iarbă nu, e vorba de frunzele de la pom care a căzut. Păi și ce are 2 cm și abia a ieșit frunzele? Abia au ieșit? Nu, frunzele după prun au căzut. Da, au căzut pe gazon și eu vă spuneam că trebuie greblate, nu rămân pe gazon, mai ales că gazonul este mic, tânăr. Puteți intra pe el, nu se întâmplă nimic. Pe el, asta mă interesează. Sigur, puteți intra pe el. Da? Sigur, nicio problemă. Bine, vă mulțumesc mult, o seară bună. Multă sănătate. Alo, bună seara, vă ascultăm. Alo? Bună seara, sunteți în direct. Bună seara. Bună seara. Am o întrebare. Da, spuneți. Aș dori să mai spuneți, că n-am reușit să prind toată formula, soluția pentru stropit pom iarna. Pentru stropit pom iarna, vă rog să notați. Da. Deci, ordinea în care dumneavoastră îl amestecați în apă. Așa da. Vi spun. Deci cem sau champion, sau funguran sau triumf. Deci un produs pe bază de cupru. Să vă uitați pe etichete, trebuie să scrie cupru metalic 50%. Da? Da. Ăsta e primul produs. Al doilea produs, un insecticid. Vă recomand acum, dacă găsiți în fitofarmacie, Vertimec sau Vertab. Vertab. Sau Vertimec. Da. Vertimex? Da, Vertimec. Da, bun. Da? Și al treilea produs, Oleomin. Oleomin. Da. Deci toate trei le puneți în 10 litri de apă și faceți tratament. Ordinea care v-am spus-o. Da. Bine. Mai aveți întrebări? Mai avea o întrebare. Mă rog, nu mai este sezonul. Am un măr Ionatan, care în momentul... Alo? Da, vă ascultăm, spuneți. Da, care în momentul în care se apropie de copt mărele, cad imediat pe jos. Da. Noi o să încercați în perioada de vegetație, când merele sunt formate și sunt de mărimea unei nuci, să
folosiți în tratamente pentru combaterea rapănului și făinării și a insectelor, să folosiți și un îngrășământ foliar, foliplant. Desropit, da? Da, da. Le puteți amesteca toate trei împreună. Pentru rapăn, făinare, monilinia, sunt mai multe boli care pot fi combătute cu substanțe. Asta în primăvară, dacă ne ascultați, că probabil gama de substanțe se va schimba. Și atunci, în primăvară, ne auzim și vedem cum facem tratamentele. Mulțumesc mult de tot. Cum multă mulțumesc. Sănătate vă dorim. Aș vrea să revin la primul apel telefonic în care telespectatorul ne întreba cum procedează cu gazonul tânăr pe care cad frunzele. Deci dacă este tânăr, dacă este crud, dacă l-ați înființat acum prin semănat, dacă este rulou, nu este nicio problemă, dacă este prin semănat și este încă tânăr, ideal ar fi să nu lăsați peste iarnă frunzele pe gazon. Ideea este că dacă el are o pătură de frunze pe el, nici nu va crește, adică va rămâne mic și nu se va dezvolta și se va dezvolta la întuneric, nu va fi verde închis, deci frunzele oricum trebuie să plece de pe gazon. V-am înțeles întrebarea și teama de a călca pe gazon pentru a nu-l distruge. Fie folosiți atomizorul ca să suflați frunzele fără soluție, fără nimic în el și suflați numai aer ca să suflați frunzele de pe gazon de la distanță, fie sunt niște aspiratoare sau suflante de frunze. Nu sunt scumpe și dacă aveți gazon și pom fructifer sau nu neapărat fructifer, dar foioși care lasă frunzele pe gazon, ideal ar fi ca igienizarea gazonului să o faceți în fiecare an și să nu lăsați frunze pe gazon. Fie tânăr, fie bătrân, sub frunze se formează mucegaiuri și la plecarea zăpezii frunzele sunt mucegăite, sunt putrezite și sub ele vă mirați ce o să găsiți. Deci gazonul trebuie să fie aerisit și să rămână iarna curat și liber de frunze. Alo, bună seara, vă ascultăm. Alo? Bună seara, vă ascultăm, sunteți în direct. Să rămână doamna Cristina, bună seara, doamna. Bună seara. Din Olt vă sun și eu. Și nu vreau să vă plictisesc cu întrebări care au mai fost puse. Spuneți! Nu știu cum se spune la dumneavoastră după ce fierțuica, la noi se zice boască. După ce? După ce fierți cazanul de țuică, rămâne rezidul ăsta de fructe, de struguri. Așa. La noi zice boască, nu știu la dumneavoastră în Ardeal cum la îi spune. Noi rezeș, așa se spune. Așa. După ce s-a răcit, se poate arunca printre pomi în livadă? Deci... printre pom puteți să-l aruncați, nu este nicio problemă, dar nu faceți, să vă spun ceva, dumneavoastră vorbiți despre borhot. Borhot. Așa, se da. Se mai zice și borhot, da. Deci nu... Borhotul după ce a fiert, deci nu mai are tărie, așa, este sterilizat. Sigur, puteți să-l aruncați, însă mare lucru nu faceți. Păi nu prea am unde, da. Asta de asta vă spun. Mare lucru, nu numai atâta că aveți un loc unde să-l aruncați, dar în rest... Dăunează? Nu, nu dăunează cu nimic, însă se pot întâmpla anumite treburi. Deci borhotul respectiv în perioada de iarnă, mai ales că vine și zăpada, da. Se produce o putrefacție acolo. Și poate să dezvolte mai multe ciuperci și chiar și bacterii. Și ele pot influența culturile care sunt în apropiere, pentru că dumneavoastră de acolo nu-l mai îndepărtați, îl lăsați acolo, numai da, eventual... Da, să putrezească, incorporat în sol, eventual... Dacă îl încorporați în sol, atunci nu este nici o problemă. Și deci, încă o întrebare. Acum, da. Din bătrânie, știu și eu că ardeiul iute nu prea are dăunători. Teoretic. Are. Macerat de ardei iute se poate folosi la stropirea plantelor? De ardei iute, de urzică se folosește, dar cu rezultate, noi v-am prezentat, cred că anul trecut, dăunătorii pe urzici, apropo de... că nu. Numai vă faceți de lucru, n-are niciun sens. Și acarien, și tripși, și ăsta pe ardei sunt... liniștiți și pe ardei iute. Am observat că ardei iute, vrejul de ardei iute, nu prea are dăunători. Are pe frunză. Deci păcat că nu v-am făcut eu niște poze la mine, da. La mine în curte, în experiment, în experiențele mele pe care le-am făcut. Ardei iuți plini lacrimă de afide, plini.
Cu geam... Eu n-am avut niciodată probleme, am niște ardei din aceea lalea sau floare, da, cum îi spun. Da, da, da. Se fac niște tufe foarte mari, foarte frumoase, dar nu apucă să se maturizeze pentru că sunt, cresc foarte greu. Deci, și dacă... acum sunt plin de, sunt plin de rod, dar nu sunt copți. Da, vă spun eu ce puteți să faceți. De fapt, mai devreme trebuia, dacă ne-ați fi ascultat... Eu vă urmăresc de 2 ani de zile. Trebuia să aplicați produsul Albit sau Amalgerol. Am folosit, dar dacă răsadul nu este făcut foarte din timp, îl aveți în spații protejat? Nu, nu. Nu, am înțeles. Deci ați întârziat foarte mult înființarea culturii. Da, da. Lucru care nu mai... Îl putem suplini, dar nu îl putem suplini în totalitate. Am avut ani mai cu primăveri mai timpurii, când am avut un rod care s-a maturizat. Da, da, da. Anul ăsta foarte puțin... Depinde că și plantele, să știți că au o perioadă de vânzând. Plante, noi specificăm acolo, ardei, da, timpuriu... tardiv, semi-tardiv și așa mai departe. Am înțeles, dar eu am o feblețe pentru acest ardei, da, floare. Da. Încercați, încercați și stimulați-l cum l-ați plantat, cu Albit sau îl udați și îl și stropiți, dacă... Da, domnul. Da, și atunci eventual îl stimulați. Am înțeles. Mai aveți întrebări? O să vă pun o poză cu ce ardei am avut în anii anteriori. Anul ăsta am dat greșit. Se întâmplă. Acum întotdeauna nimerim. Da. Se mai întâmplă. Bine, să rămână toată stima. Sănătate. Multă sănătate. Alo, bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Bună seara, sunteți în direct. Am în grădină un păr care anumite crengi s-au uscat, dar fără să cadă frunzele de pe el. Da. Și frunzele au rămas negre pe el? Da, 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 da. Fructe ați avut pe el? Au fost fructe, s-au dezvoltat, dar în timp, începând din jumatea verii încoace, tot mai afectat. Poți să-l salvez sau să-l scot definitiv? Câți ani are? Păi de-abia are o... 2 ani de când produce, 3 ani. Eliminați-l. L-ați cumpărat cu infectat cu bacteria Ervinia. Eliminați-l, nu are rost, pentru că este o boală care nu se poate vindeca. Doar se poate menține sub control cu produse pe bază de cupru. N-are rost. N-are rost. Am înțeles de la dumneavoastră, n-are rost. Adică nu. E boală lungă, moarte sigură. Exact. Deci eliminați-l și puneți altul, dar nu îl puneți în grădină undeva. Îl ardeți. Bun. Încă o întrebare, dacă se poate. Vă ascult. Am mai întrebat odată cu un tratament la lămâi. Da. Topsinul, cu ce poate fi înlocuit? Topsinul? Da. Da, să vă spun ceva. Dumneavoastră la lămâi nu aveți nevoie de topsin. Acolo puteți să folosiți produsul Ditane sau Vondozeb. Și v-am spus că pe tulpină a apărut o scurgere care... Așa, aia este provocată de o bacterie. Scurgerile astea, gomoase, ca și cleiul. Așa. Da, e provocat de o bacterie sau de o insectă. Asta depinde, aia trebuie văzut... O combinație? Trebuie văzut de cineva, dar eu vreau să vă spun ceva. Încercați dumneavoastră și faceți un tratament cu două insecticide combinate. Nisorun și Coragen. Bine, vă mulțumesc frumos. Multă sănătate, sănătate. Vă doresc. Multă sănătate. Vă mulțumesc frumos. Alo, bună seara, vă ascultăm, stați în direct. Să rămână, doamna Cristina, să trăiți, domnul doctor. Trăiți și dumneavoastră. Vreau să vă întreb, gunoiul de grajd este mult mai eficient decât îngrășământul complex? Gunoiul de grajd are foarte mult humus. Complexul nu-l are. Deci el este un produs care reface structura solului.
Pe când îngrășămintele complexe nu. Ele conțin doar substanțele active, azotul, fosforul și potasiu, care ajută la dezvoltare. Dar îngrășământul natural le are pe toate, inclusiv humusul. De-aia spune în literatură, să aplicăm, pentru că el și afânează solul, dar și îl îmbunătățește cu absolut tot ce are nevoie planta. Nu zis cineva care cultivă că la ardei merge mult mai bine cu gunoi de graj, la ardeiul graj. La toate plantele, în legumicultură, la tot, dacă aveți gunoi de graj și gunoi de graj care să fie fermentat de 2-3 ani, ale mai greu de procurare. Da, adică oricum vreau să vă spun ceva. Gunoiul de animal, de vacă sau de bovină. De vacă, da. De vacă. Proaspăt. Să știți că nu este chiar atât de eficient ca și gunoiul care are 1 sau 2 ani în platformă. Da, aia știu. Da, și pe lângă... Pe lângă chestiunea asta, dacă vreți să faceți o treabă, vă spun ce, puteți să-l transportați, riscați un an, puteți să-l transportați, îl puneți în platformă lângă tarlaua unde vreți să puneți dumneavoastră legume, îl dezinfectați cu formol, îl acoperiți cu o folie și lăsați un an de zile. Nu mai veți avea probleme nici cu buruienile, nici cu dăunătorii de sol. Da. Vreau să vă mai întreb ceva vis-a-vis de formol. Da. Am făcut dezinfecție la sol cu formol. Nu știu, formolul ăla care l-am... Eu știu că formolul e foarte înțepător la nas și la ochi. Ăla da. Nu a avut miros puternic și nici nu s-a făcut efectul. Cred că a fost, nu știu, apă de ploaie, ce-a fi fost, nu știu. Acum, trebuie și văzut de unde l-ați cumpărat, cum îi... Te scria formol concentrat 37%? Exact, de la dumneavoastră, de acolo, de la Cluj, de la o firmă renumită. Noi când se aprovizionează de aici, să știți că e verificat de noi, nu aici, nu. Dar, deci eu am făcut tratamentul la sol și uscarea vasculară la ardei, special, se manifestă la rădăcini. Nu, stați un pic să o lămurim. Deci omoară ciupercile, omoară dăunătorii de sol. Dar uscarea vasculară, poate că dumneavoastră ați dus-o cu răsadul. Să fim bineînțeleși. Deci tratamentul la sol cu formol este sfânt. Însă bolile respective pot fi transmise și prin răsad. Să știți. Acum nu știu, că răsadul, am luat semințe de la hectar, mi le-am Am înțeles. Și chestiunea este următoarea. Depinde și de pământul pe care dumneavoastră faceți răsaduri. Deci și ăla trebuie dezinfectat. Deci sunt mai multe verici care trebuie respectate. L-am dezinfectat și pe la domnul doctor, nu știu care e. La... Spune. M-am gândit să las terenul să mai odinească. Dacă pun căpșuni acolo în locul ăla unde am avut probleme cu scarea vasculară, e problemă oare? Nu e nicio problemă. Dar știți ce puteți face dumneavoastră ca să nu aveți așa... Faceți un pic de arătură mai adâncă. Nu chiar de 10 cm, 10-12 cm. Nu, că... Faceți o arătură, dacă aveți posibilitatea, 25 de centimetri și atunci cu siguranță tot ce e rău îngropați și cu timpul să revine. No, bine, mulțumesc mult. Multă sănătate. Alo, bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Bună seara. Sunteți în direct, vă ascultăm. Am și o întrebare în legătură cu formolul, cu dezinfectarea solului. Da. Deci am o grădină și pe margine sunt pomi. Da. Afectează pomii la rădăcină dacă sau trebuie o distanță anume față de pomi? Câți ani au pomii? Pomii au 4, 5, 7 ani. Deci la un metru de tulpină puteți să aplicați formolul. La un metru de tulpină. Da, vă mulțumesc mult. Am dorit să vă prind și nu reușeam. Nu știam, deci, la un metru de tulpină puteți, pentru că formolul care îl aplicați dumneavoastră coboară maximum 10
15 cm maximum. Am înțeles. Eu am și un teren ciudat, cam jumătate de metru este pământ și după aceea începe nisip, pietri și chestii de-astea. Da, da, mă rog. Da. Deci acolo spălarea este mai, dacă de desubt e nisip, pietri, spălarea substanțelor este mult mai accelerată. Am înțeles. Am înțeles. Vă mulțumesc mult. Sănătate. Și vă doresc... Multă cât sănătate. Mai multe emisiuni sunt foarte interesante. Mulțumim mult. Mulțumim, multă sănătate. Alo, bună seara, vă ascultăm. Alo, bună seara. Bună, bună seara, sunteți în direct. Vă ascultăm. Din Olt vă deranjez. Mă auziți? Da, da, da. Spuneți, vă ascultăm. Am și eu o întrebare de pus la dumneavoastră. În solar nu se mai fac roșiile. Se le pierd timpuriu. Ce, când... ce ați observat acolo? Se face ceva deasupra tulpinii, se frâng de acolo, o ciupercă, o boală, ceva, deasupra de vreo câțiva ani de zile. Așa și tulpina... La baza pământului. Tulpina se face maro? Da, se face o bubă, o pată maro și de acolo se frânge planta. Da. Unele se usucă, intră uscătura așa în ele când se fac ogonelele. Chiar la început, când le plantați? Nu, pe parcurs. Pe parcurs. Nu imediat. Aha. Bun. Când au făcut și roșiile, când Oscara, au terminat primele rânduri de flori. Să încercați să faceți un tratament la sol cu balsamid. Așa. Acum, cât se poate de repede, că dacă ziceți că în Bihor e mai cald un pic. Și balsamidul ăsta cum îl dau? E o pulbere. O împrășteați pe sol și o încorporați. E ceva... E un praf alb. Un praf alb. Da, îl împrășteați pe sol și îl încorporați imediat după ce l-ați împrăștiat. Și dacă aveți posibilitatea să puneți și o folie neagră peste pământul respectiv, dacă e în solar, atunci este mai bine. Dar se sap pământul după ce am... Trebuie... Da, sigur. Deci după ce l-ați împrăștiat, îl săpați, îl încorporați. Încorporarea produselor în sol se face cu arătură sau prin prășire sau prin săpare. Deci trebuie mobilizat solul astfel încât brazda să o întoarceți cu balsamidul în interior. Am înțeles. Și afară tot s-ar putea fi bun? Și afară, da. Și înăuntru și afară, însă mare grijă că temperaturile scad și produsele respective nu își fac efectul dacă solul este mai rece de 10 grade. Atunci, în primăvară, aș putea să dau afară. În primăvară, dar oricum, după ce dați 3 săptămâni, nu puteți cultiva nimic. Am înțeles. Deci vă întârzie foarte mult. Trebuie să așteptați să se încălzească timpul și pământul până la 10 grade în sol, după care aplicați dezinfectanții de sol și așteptați 3 săptămâni până la semănat sau la plantat. De asta recomand această lucrare să se facă imediat după eliberarea pământului de resturile vegetale și de culturi, când temperatura în sol se mai menține în 10-15 grade. Luna septembrie este cel mai potrivit timp. Păi da, acum am terminat de râu. Am mai avut și rândul doi de roșii și acum le-am terminat. Eu zic că toamna în spații protejate vă mai permite un 10 grade, chiar sigur, dacă supliniți cu o folie neagră astfel încât să se încălzească pământul de desubt. Puneți balsamid, îl încorporați în sol și eu odată cu balsamidul, dacă faceți legume, eu aș pune și teracalco. V-aș recomanda să încorporați în sol și teracalco pentru că reface structura solului, afânează solul și aduce un aport de calciu necesar legume. Da, noi mai dădeam aici cu var din ăla. Ăsta e bun, ăsta ce vi recomandăm noi este bun și preîntâmpină și apariția melcilor fără casă. Am înțeles. Și balsamidul ăsta îl găsesc la fitosanitare? Da, sigur, sigur, căutați-l că îl găsiți, dacă nu pe site-ul Verdon. Am înțeles. Bine. Mai aveți întrebări? Multă sănătate. Alo, bună seara, vă ascultăm. Trăiești în noastră. Domn profesor, am și eu două probleme. Am tratat cu Total Bifotim niște ruci de mure și măceși. Da. Și nu s-au uscat. Când i-ați tratat? Am folosit 250 de grame. Nu, când? În ce perioadă?
În august. În august. Și, da. Și nu s-au uscat frunzele? Nu s-au uscat. S-a uscat iarba din jos, dar frunzele la mur și la... Cât erau de mari plantele când le-ați erbicidat? Au un metru jumate, așa, sunt destul. Da. Încercați în primăvară. Haideți să mai facem o încercare. Teoretic, erbicidul total omoară tot. N-are cum să nu... Și dacă ar fi fost de 3 metri. Exact. Dar încercați să tăiați toate plantele la acest moment, la nivel cu pământul, și în primăvară o să dea lăstar tineri, noi. Când au 10 centimetri, 10-20 de centimetri, atunci să le erbicidați. Lăstarul să fie tânăr, ca erbicidul total să apuce, să fie preluat de frunze și să fie dus până în rădăcină. Oricum, cu aceste plante veți avea mult de luptă, pentru că rădăcina este foarte ramificată și plantele apar și din mugurii de pe rădăcină. Deci va trebui să repetați lucrarea, nu scăpați cu o singură lucrare. Eu vă pregătesc moral. Să nu credeți că faceți odată și ați terminat. Dacă măresc doza, e problema? Nu e problema, dar nu rezolvați nimic. E suficient 250 de mililitri în 10 litri de apă. Însă să respectați, v-a spus Cristina, pentru că lăstarul tânăr absorbe foarte repede substanța și o translocă în rădăcină. Da, mulțumesc foarte mult. Sănătate. A doua problemă, da. Am niște fasole, am pus și anul trecut și anul ăsta și cresc tecile, la un moment dat se încovoiază așa, să rămân subțiri, se încovoiază și nu fructific, nu mai fac semințe. Nu mai fac semințe. Probabil că aveți acolo dumneavoastră o boală, ați făcut tratament la fasole. Exact. I-am dat cu decis. Nu. Când am florit. Nu. Ăla nu are niciun efect la... Aia e o boală, nu e o insectă. Deci dumneavoastră va trebui neapărat... Și frunzele nu s-au pătat și nu s-au răsucit. S-au pătat, s-au călbenit și s-au uscat. Vedeți? Deci este o boală, este o antragnoză. Deci dumneavoastră va trebui neapărat să faceți tratamentele cum... Tratați și roșiile, și ardeii, și cartofii, cu acelea substanțe. Vi le spunem noi la timp. Deci după ce răsare fasolea, trebuie neapărat să faceți tratamentele respective. Dacă nu, nu veți avea rezultate. Bine, domnule, mulțumesc foarte mult. Sănătate. Multă sănătate. Alo, bună seara, vă ascultăm. Să rămâne, bună seara. Bună seara. Am și o întrebare. Da, spuneți. Deci... cum pot să scap și eu de coropișnițe? De coropișnițe? De coropișnițe, da. Puteți să scăpați prin două metode, vă spun, sigure. Deci este produsul corocid sau corosel, da, care îl aplicați pe sol. Este o momeală. O puteți aplica în jurul plantelor care le plantați sau pe sol, așa, mă rog, primăvara foarte devreme. Sau în momentul în care ați pus plantele și doriți să le și vedeți coropișnițele respective, puteți să îngropați un pet din acesta de 2 litri, îl tăieți în jumătate și îl puneți, îl cufundați în pământ, să, așa ca un pahar, da? Da, da, da. Și în petul respectiv puneți dumneavoastră 100 de mililitri de bere. Da? Ea prin alterare miroase și coropișnița merge acolo, cade și nu mai poate să iasă afară. Asta e o metodă ecologică. Și mai este un produs corosel, care tot așa îl puteți împrăștia pe sol și incorpora în sol și blochează prin mirosul emanat, blochează apropierea acestor dăunători de plante. Nu știu cum să vă zic, dar cred că am zeci de mii de coropișnițe. Dar n-are importanță că dacă dumneavoastră încercați și le omorâți pe cele adulte, nu mai au timp să se împerecheze, să depună ouăle sau să se mulțească. Sau v-aș întreba eu cum ați ajuns la numărul ăsta? A dus gunoi de grajd acolo, nu? Da, pe vremuri am avut și animale și da, platformă. Asta este sursa, gunoiul de grajd. Da. Și încă o întrebare. Da. Am și eu ceva pom fructiferi. Cu ce pot să-i stropesc? Că
Așa, de-a lungul timpului. De-a lungul timpului vă spunem noi în cadrul emisiunii cu rugămintea de a ne urmări. Așa, chiar și sporadic, dacă nu aveți timp. Nu, deci v-am urmărit, dar n-am reușit să intru în direct niciodată. Dar nu trebuie să intrați în direct, că noi recomandările vi le dăm oricum. Vă spunem... Deci am stropit gutuii și astea cu afirm și switch. Da. Deci au dat rezultate, dar cred că trebuie să-mi iau atomizor. Sigur, trebuie neapărat. Atomizorul este sfânt pentru cei care au pomi fructiferi. Și acum, în perioada asta de repaus, deci din 15 noiembrie încolo, puteți să faceți tăierile de întreținere. Da. Și după aceea, imediat, să faceți stropirile cu un produs pe bază de cupru, cu un insecticid. Eu vă pot recomanda, aveți un creion să notați. Da, da. Bun, vă rog să notați. CEM 77, 30 de grame. Da. Așa. După aceea, produsul Vertimec, 10 ml. Da. Și Oleomin, 100 de ml. Asta este și ordinea în care dumneavoastră trebuie să le amestecați în apă. Da, toate trei le puneți în 10 litri de apă și da, faceți și tratamentul după ce ați făcut tăierile. Îmbăierea pomilor, cum se numește. Da. Îmbăierea, corect. Apropo de tratamentele care trebuie să le faceți așa în timp, vedeți că pe Casa Plant există pachete pentru pomii fructiferi, pentru sâmburoase, vi-a făcut un pachet pe tot parcursul anului, și pentru semințoase, la fel, pe tot parcursul anului. Și pentru cei care sunt interesați de vie și legume, la fel aveți pachete pentru vie și legume. Și acolo găsiți produsele, momentele de aplicare, cum le folosiți, cum le combinați, plus că dacă luați pachetele, adică toate produsele la pachet, beneficiați și de reducere. Da. Mulțumesc mult de tot. Multă sănătate. Rămâne o seară bună. Mult. La fel, alo, bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Bună seara. Am și o întrebare la dumneavoastră. Vă ascultăm. Eu am, dumneavoastră spuneți de formol și balsamic pentru dezinfecția solului. Da. Eu am luat niște Radius. Niște? Radius. Radius? Da, este tot un dezinfectant de sol. L-ați folosit? Nu, abia l-am cumpărat și vreau să știu dacă e bun pentru ceva. E un dezinfectant de sol, vă rugăm să-l aplicați și să ne spuneți și nouă. Eu am feedback-uri bun în ceea ce privește acest produs. Este un dezinfectant. Da, este un dezinfectant de sol, puteți să-l folosiți, doar să respectați instrucțiunile scrise pe ambalaj, vă rog. Și... da, atât. Bine, mulțumesc. Multă sănătate vă dorim. Alo, bună seara, vă ascultăm. Vă sărut bună. Bună seara. Și vă mulțumim mult că sunteți alături de noi. Cu mare drag. De la Galați vă sun. Vă ascultăm. Uitați, am o problemă care nu știu cum s-o rezolv. Am pus niște pomi de jur împrejur pe lângă gard. Am și pe centru, așa cum a venit, la 4 metri acolo. Așa. Și am pus gazon după aceea, pământul n-a fost muncit mult timp, l-am săpat eu atunci la cazma, nu știu ce, nu știu cum, și am pus gazonul și gazonul primul an a fost frumușel. S-a înfrățit, a mers bine și acum cred că mi-a apărut numai rădăcini de ștevie, numai din astea și nu știu cum să scap și cu, cum îi mai spune aia, cu casârma, așa, rădăcini ca sârma. Simplu, puteți să scăpați buruieni cu frunza lată, să notați produsul. Da. Premiant. Premiant, da. 30 de mililitri la 10 litri de apă. Da. Și ați rezolvat problema. Îl folosiți de 2 sau de 3 ori pe an. De câte ori apar buruienile cu frunza lată, aplicați, nu afectează gazonul cu nimic. Însă, dar nu afectează pomii nu-l afectează. Cu pomii este o problemă, să nu îndreptați lancia de stropit sus pe frunză. Deci așa, să nu ajungă erbicidul, vapor de erbicid pe frunza verde a pomului. V-am înțeles. Să faceți tratamentul de regulă când e liniștit, să nu sufle vântul deloc. Nu bată vântul, da, corect. Și să folosiți cu precădere altă pompă decât cea de la tratamente.
Excelent. Sau să s-o spălați bine. S-o și spălați... cât, se, da, și da, cât da, se poate de jos, dacă eventual găsiți la magazin, la capătul la lance, este o pâlnie protectoare. E, așa, exact. Și cu aia mergeți razant cu iarba. Da, da, și da, atunci da, nu mai aveți nicio problemă. Da. Dumnezeu să vă țină sănătoși, cu mult. Doamne ajută. Mulțumim la fel, multă sănătate. Alo, bună seara, vă ascultăm. Să rămână și bună seara, Domnul, să ne trăiți cât are mult ne trebuie. La Doamne fel ajută. Și dumneavoastră, sănătate. Să trăiți, domnul inginer. Am o problemă, în premiere vă adresez. Eu mai fac emisiune de multă vreme, de așa probleme în altă. Am solar, la această dată am ardeioase în solar. Dacă vreau să fac un credit mare, să fac o seră peste solar, pentru că nu mă îndur să abandonez legumele de ardei din solar, pentru că au rod foarte mult, am gogosari, capia și ardei gata, au rod foarte mult, dar mai trebuie încă 3 veri ca să termine rodul, să ajungă la maturitate. Dacă fac seră, dacă creez toate condițiile, când se termină aceste plante cu produsul? La primăvară, la cealaltă toamnă, când se termină? Reușesc ceva, fac ceva? N-am înțeles, îmi cer iertare, nu am înțeles întrebarea. Da, o clipă. Am ardeioase într-un solar acum. Am înțeles, dar ce cerere vreți să faceți și ce cultură vreți să terminați? Nu, păi au rod și nu mă îndur să abandonez. Le bag greșeu radiatorul cu ulei electric și le bag totul. Păi până vor ele să fructifice și să-și coacă fructele, le mențineți în pământ, în cultură. Ați mai avut situații din astea? Când se termin? Când condițiile climatice nu mai sunt favorabile dezvoltării și coacerii. Că la un moment dat insolația sau soarele nu o să mai strălucească așa de mult, nu o să mai fie așa atât de puternic și nu o să mai coacă fructele. Și temperaturile scăzute le supliniți dumneavoastră cu radiator și cu încălzitor, dar nu o să puteți să ajungeți undeva la 22 de grade, cum îi place ardeiului, dar la 10 grade la ardei nimeni îi place. Da, nu 10 grade, că pun radiatorul, în special în gânețe care îți face reci, nu. Puteți să încălziți, dar oricum plantele au o durată de viață, după care ele se vor usca. Deci că mă chinuie așa până mor ele și după aceea... Sigur, numai după ce le vedeți că nu mai fructifică, nu mai vă dau rezultate, le eliminați și pregătiți solul de lucru. Pregătiți solul pentru culturile de iarnă. Poate faceți ceapă verde, salată, spanac. În acest moment fructifică, este rod mult și mărunt în cultura, ca vara, pleca în august. Și se coc? Se dezvoltă? Cresc? Da, se dezvoltă, se coc. Sigur. Atunci, de ce să le distrugeți? Mai trageți puțin de ele. A înghețat apa afară de un centimetru și am avut radiator și am scalvat, n-am scăpat înghețul peste ele, nici brumă, nici... Da. O să vedeți, până la un moment dat vor merge ele, că ele au o durată de viață limitată și în momentul... În momentul în care se usucă, le-ați eliminat, că nu este altă soluție. Perioada aia vegetativă cu care știu că, în manual, e depășită mult de acum. N-are importanță, că probabil plantele încă au viață. Le mențineți în viață până când fructifică. Când nu mai fructifică, le scoateți. Încă o problemă. Am solar și pentru roșii, solar pentru separat pentru ardei. Nu pot muta, deci în același loc. Cu ce îngraș în fiecare an? Vreți să îngreșați terenul în fiecare an? Că nu pot muta în alt loc. Deci acolo. Am înțeles. Cu îngreșăminte naturale, dar neapărat să le dezinfectați. Că ați văzut că la începutul emisiunii am vorbit despre problemele cu care ce boli și dăunători aducem odată și cu gunoiul de grajd și neapărat să fie de bovină mai vechi de 8 luni, un an. Deci nu-l puneți proaspăt.
dar îl puneți dezinfectat, sau îngrășăminte complexe neapărat pe un sol care nu-l, nu puteți să mutați spațiul protejat de pe o parcelă pe alta, atunci neapărat să nu vă lipsească teracalco. Teracalco sau doloflor, neapărat să aplicați, pentru că afânează solul și schimbă structura solului, corectează aciditatea solului. Dumneavoastră aplicând îngrășăminte chimice sau naturale, ușor acidifiați solul și atunci trebuie o corecție a pH-ului. Nu umblu cu chimicale, nu. Dar practic de câțiva ani, tot la Ardei mă refer, de la capră și de la oaie. Ăla e bun? E bun, e perfect. Puteți aplica... Nu am putred. De la capră și de la oaie puteți să-l folosiți așa cum este. Așa am folosit. Și vă mai spun ceva, puteți să folosiți, dacă aveți în apropiere o crescătorie de păsări, puteți să folosiți și găinațul. Se poate? Am câteva păsări. Așa, puteți să-l aplicați și ăla. Puteți să-l adunați, îl puneți într-un butoi, puneți până la jumătate și jumătate, dar asta în primăvară. Știu rețeta, dar... Miroase al dracului și... Nu. Acum, asta e. Acum, agricultură fără gunoi și cu noroi pe cizme nu se poate. Da, nu vreau să deranjez vecinii, știți? Da. Am înțeles. Da. E, mai e o problemă. De câțiva ani am auzit că nu e voie în liber și vii să fie burieni pe sol. Acum am auzit cu livada aia cu gazonul. Da. E voie? Cum nu există că nu e voie? Există mai multe sisteme de întreținere a livezilor, cu benzi arate, cu benzi înierbate, adică nu că nu e voie. Nu e voie în sensul că dublează numărul de boli și de dăunători. La ce? Ierbicidul? Nu. Prezența... Buruienile în livi și în livezi. Deci buruienile... Ce se întâmplă? Buruienile absorb o parte din apa de ploaie. Și elementele nutritive. Și elementele nutritive, care ar trebui să ajungă la... Noi de-aia le eliminăm. De-aia le eliminăm. Și nu știți că mai de mult oamenii făceau așa, săpau în jurul pomilor, ca apa să poată pătrunde mult mai ușor la rădăcină. O practică asta. Exact. Da. Deci ideal ar fi să nu fie niciun fel de buriană toată perioada. Exact. Se pot elimina prin ierbicidare, se pot elimina buruienile, nicio problemă. Numai trebuie ierbicidarea, trebuie să știe cu ce substanțe să fac și dozele respective și în momentul aplicării. Sunt niște chestiuni care trebuie să le știe cel care face treaba asta. Multă sănătate. Alo, bună seara, vă ascultăm. Alo? Bună seara, vă ascultăm. Sărămâna, bună seara, domnul doctor. Bună seara. Domnul doctor. Spuneți. Alo? Vă ascultăm, spuneți. Aș vrea să mă întreb cu oleiul midu ăsta, să poate da fiecare an, că eu am auzit că numai tot a doilea an se poate da. Nu. Ce se întâmplă? Rețeta așa este recomandat, odată la 2 ani, dar din cauza că tratamentele nu se fac de către profesioniști, se fac de către oameni care au 20-30 de pomi, niciodată nu se știe când, uitați și la mine în livadă, eu am făcut tratamentul așa, odată la 2 ani cu ulei și mi-a apărut păduchele din San Jose. Acum 2 sau 3 emisiuni am arătat mărul. O să arătăm și noi după publicitate ce se întâmplă atunci când nu faceți tratamentele din vegetație și din repaus vegetativ corect. Da, teoretic o livadă corect întreținută, tratamentele din repaus vegetativ sunt recomandate cu ulei horticol odată la 2 ani. În condițiile în care nu sunteți siguri că ați făcut pe perioada de vegetație tratamentele corect și sub scoarță sau pe scoarță se adăpostesc o serie de dăunători care iernează, eu vă recomand să faceți an de an acest tratament din repaus vegetativ. Nu afectează pomii cu nimic, să știți. Nu se întâmplă absolut nimic. Luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim.